Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți știri și evenimente locale. Stop Cadru Rădoțean de astăzi debutează cu o secvență surprinsă la deschiderea cursurilor de vară ale Universității Populare Ion Nistor. Astăzi a avut loc deschiderea cursurilor Universității Populare Ion Nistor din Rădăuț, universității care a ajuns la ediția a 19-a. În această ediție avem un număr de 6 secțiuni, o secțiune care privește istoria și cultura orașului Siret, o secțiune care privește unirea Bucovinei cu România la 90 de ani. În cursul zilei de mâine vom avea o conferință științifică realizată împreună cu Institutul Bucovina al Academiei Românii, care privește tot probleme de integrare a Bucovinii, a României în Europa, identitate, iar în ultima secțiune vom vorbi despre resurse, despre echilibre ecologice și despre mediu antropic. La această manifestare, astăzi de pildă, au participat doi profesori de la Universitatea din Cernăuț, profesorul Ștefan Purici de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, iar Academia Română a fost reprezentată de domnul academician Dimitrie Vatamaniuc, ceea ce a făcut să aibă și greutate și valoare o astfel de manifestare care s-a întâmplat astăzi la Rădăuț. Sperăm că și în zilele următoare participarea va fi cea așteptată, adică oameni interesați de fenomenul de istorie și cultură din Bucovina, și aici au fost prezenți învățători, profesori, medici, ingineri și, ceea ce m-a bucurat foarte mult, interesul unor elevi din clasele terminale pentru aceste probleme de istorie și cultură românească localizate în Bucovina. Ca în fiecare an, la scurt timp după începerea anului școlar, Clubul Copiilor și Elevilor își prezintă oferta educațională înainte de deschiderea oficială. Clubul Copiilor și Elevilor își deschide anul școlar cursurile la 1 octombrie. Este la nivel de țară această structură anului școlar stabilită de foarte, foarte mulți ani. În acest an școlar 2008-2009, la Clubul Copiilor și Elevilor Rădăuț vor ființa 11 cercuri cu un număr diversificat de activități, fiecare conducător de cerc având câte cel puțin două specialități în domeniul lor de activitate. Ca noutate, aș spune că avem în acest an un cerc de pictură condus de o colegă nouă, foarte pricepută în arta desenului. Apoi, ceilalți colegi, pe baza rezultatelor din anii trecuți, se vor strădui, bineînțeles, să organizeze activități atractive pentru copii. Vom încerca să cuprindem o arie cât mai mare de copii de la toate școlile din oraș, copii care vor veni aici să-și petreacă timpul liber în mod plăcut și organizat. De fapt, asta este și scopul nostru al Palatelor și al Clubului Copiilor, activități de petrecere a timpului liber. Petrecând timpul liber într-un scop util în care de obicei se acumulează un plus de cunoștințe față de cele de la școală. Știu însă că vacanța de vară n-a fost tocmai vacanță pentru unii de la club. Ce ați mai adăugat în palmaresul diplomelor de la club? Da. În perioada vacanțelor de vară au avut loc la nivel de țară toate concursurile naționale și internaționale pe toate profilurile existente în palate și cluburi ale copiilor. De la noi, la Rădăuț, am avut copii care au participat la concursurile naționale de electronică, radio, rachetomodele, modelism și, nu în ultimul rând, aș aminti cei de la partea artistică, unde au fost cei mai numeroși și cele mai multe concursuri. Am obținut rezultate deosebite la nivel de țară, locuri 1, 2 și 3, premii speciale, lucruri care ne onorează, un număr mult mai mare de premii decât în anii trecuți. Asta înseamnă că valoarea copiilor pregătiți în Clubul Copiilor a crescut mult calitativ. Dacă ar fi să facem o statistică la nivel județean sau național, unde se situează Clubul Copiilor și Elevilor de la Rădăuț? La nivel național n-aș putea să vă spun deocamdată, dar în scurt timp, sâmbătă mai precis, voi avea consfătuirea cu directorii din palate și cluburi la nivel județean, unde voi
știi exact situația existentă, dar vreau să vă spun că în acest an școlar, din cunoștințele noastre și din situațiile statistice pe care le avem până în această oră, noi suntem în multe privințe peste Suceava, dar oricum locul 2 pe județ l-avem asigurat. Dar locul 1 nu se poate? Ba da, se poate, dar gândiți-vă că ei sunt 36 de profesori pe 36 de norme, iar noi suntem doar 10,5. În această vară, cu ansamblu folcloric Ciobănaș, am avut șansa să particip la 3 competiții internaționale. Prima din ele a avut loc la sfârșitul lunii mai, începutul lui iunie, în Polonia, un festival internațional pentru copii și tineret, aflat la 29-a ediție, în orașul Pirjice. Apoi am participat la un festival de interpretare muzicală în orașul Drochia, din Republica Moldova, oraș înfrățit cu municipiul nostru. Și în sfârșit, în luna septembrie, 12 septembrie, am participat la festivitățile organizate în orașul Pontault-Combault din Franța, oraș înfrățit cu noi, și orașul Besançon din Franța, oraș înfrățit cu orașul Bistrița, tot din România, dar aici a fost o invitație directă, printr-o relație personală, să spunem. Vreau să vă spun că rezultatele copiilor noștri în aceste concursuri și manifestări la care am participat au fost dintre cele mai bune. Aprecieri atât din partea specialiștilor cât și a publicului. În Franța am avut surpriza ca pentru prima dată după vreo 10 ani să fim primiți de primarul general al municipiului, al orașului Pontault-Combault, și de toți consilierii în sala de festivități a primăriei, unde am dat un spectacol de o oră aproape, spectacol foarte bine primit de către oficialitățile orașului, pentru că au fost absolut toți șefii lor, să spunem așa, de la primărie, poliție, școli, licee, industrie și mai departe, comerț. Am fost foarte bine primiți, am spus, ca drept dovadă că am fost invitat și pentru anul viitor, când se va sărbători un jubileu, a 20 aniversare a înfrățirii dintre Pontault-Combault și marginea Rădăuți de România. Deci legătura noastră cu România este de aproape 20 de ani. Vous espérons bien sûr que sur juin 2009, deci sperăm că la anul viitor, în 2009, luna mai, să celebrăm cei 20 de ani de înfrățire cu orașul din regiunea noastră. Deci o să avem o mare plăcere de a vă primi în școlile noastre. Și în particular pentru o casă de bătrâni, care o să mergem. Redire aussi de l'admiration que nous avons pu avoir, on en a parlé pendant votre spectacle, par rapport à la qualité de votre prestation. Cum te numești? Boșteu Ghiulean. Unde ai fost vacanța asta? Cum ai petrecut alături de cei de la club? În Franța, cu dansurile. Ce ți-a plăcut cel mai mult? N-am vizitat Parisul, Disneylandul. E prea grea munca asta de a dansa pentru a vedea globul? Dacă îți place, nu. Și ție îți place? Da. O să mai mergi și anul următor? Dacă se merge. Sergiu, ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi, hotelul unde am stat a fost ok. Cum se chema? B&B Hotel. Păi Disney, Parisul, totul în general. E greu să dansezi? La început, da, dar după un timp nu mai... La început, cât ți-a luat până ai învățat? 2 luni pas și de bază și după aia mai ușor. După aia a fost mai ușor? Da. Vei mai merge la dansuri și anul următor? Da. Da. Andreea Juravli. Așa. Unde a fost cel mai frumos pentru tine? Păi Disneylandul și Parisul. Asta ți-a plăcut cel mai mult? Da. Și unde nu ți-a plăcut, din toate locurile pe unde ați dansat și ați cântat? Păi nu cred că există loc care să nu fi plăcut, adică a fost totul frumos. Nu e prea obositor? Păi am fost și acum 2 ani și sunt obișnuită cumva. A fost și obositor, drumul a fost lung, da? Cum se împacă învățătura cu pasiunea pentru dans? Păi... Dansul e separat, învățătura e separat, fiecare au
timpul lor. Și mai ai timp pentru învățătură sau mai ai timp pentru dansuri? Da. Da. Cum merge cu școala? Bine, foarte bine. Mi-aduc aminte că într-o ședință de Consiliul Local a fost ridicată problema ca o parte din banii necesari pentru drumul până în Franța, pentru că am înțeles că o parte au contribuit elevii, să vină din partea orașului, a municipalității. Ați reușit să primiți acești bani până acum? Încă nu. Trebuie continuate demersurile privind alocarea acestora într-o hotărâre de Consiliu Local pe baza unui proiect pe care o să-l înaintez în foarte scurt timp Comisia Culturală de Învățământ. Am certitudinea că promisiunile făcute în cadrul acelei ședințe Consiliului se vor onora în final, pentru că, să știți, copiii noștri merită cu adevărat. Până acum noi ne-am plătit aproape totdeauna integral toate deplasarea. De data aceasta... Înțeles că majoritatea consilierilor au fost atunci de acord. Da, dar pentru asta trebuie hotărâri de Consiliu Local pe baza unui nu știu cum, proiect de hotărâri care, am înțeles, va fi înaintat chiar la următoarea ședință de Consiliu, de către șeful comisiei, respectiv domnul inspector general adjunct. Dacă cineva ar crede că elevii de la Clubul Copiilor și școlarilor de la Rădăuți se plimbă doar prin străinătate, e bine, ar trebui să îi contraziceți puțin, pentru că, fără să vreau, am observat că aveți și manifestări pe plan local. Aveți o cooperare frumoasă cu hotelul Gerald de la Rădăuți și cu alte instituții asemănătoare. Da, într-adevăr, pe plan local avem proiecte de parteneriat foarte bine derulate de mai mulți ani de zile și cu primăria și cu poliția de frontieră și cu hotelul Gerard, cu școlile, cu liceile din oraș. Răspundem cu cea mai mare plăcere ofertelor care ni se fac. Vreau să vă spun că, apropo de ce ați spus dumneavoastră, cu plimbările prin străinătate, pentru a ajunge să te plimbi, ghilimele de rigoare, în străinătate, trebuie să curgă multă transpirație. Da, exact. An de muncă pe care numai copiii care le frecventează cercul aici știu ce înseamnă să renunți la o plimbare prin oraș, la o duminică la aer, ieșit în aer liber sau în altă parte, la piscină, și să vii să faci repetiții aici. Repetițiile la Clubul Copiilor și mai ales pentru nivelul de performanță pe care considerăm noi că l-am atins destul de ridicat, sunt cu un efort extraordinar. Într-o oră de repetiție se fac, fără să fiu rău tăcios cu colegii mei de la alte școli, se fac cam cât în 3 ore de educație fizică lucrate intens la școală. Da, am fost de multe ori prezent la repetițiile dumneavoastră. Aș aminti aici doar prestația unor părinți ai copiilor care s-au interesat prin diferite medii și au reușit să ne ofere o sponsorizare destul de consistentă. Dacă vreți să vă denumesc aici, aș denumi doar persoanele care s-au ocupat în mod special de toată treaba asta. Ar fi doamna Lăcrămioara Juravle, de la BCR Rădăuți, întâmplător este și părinte, are și copilul la noi aici. Apoi ar fi o societate comercială de la Suceava, Citrus se numește, și în ultimul rând o fundație umanitară din Brașov, care a dorit să rămână anonimă. Iată că binele n-a murit și încă se mai dorește. Da, sperăm ca și primăria să-și onoreze, mă rog, promisiunile pe care le-au făcut în ședință publică, și atunci, zic eu, lucrurile vor fi cât de cât bine așezate. Noi am spus, suntem dispuși să oferim spectacole gratuit, umanitar, cum vreți să le numiți, oricărei societăți comerciale, cu orice ocazie pe care o are la sfârșit de an școlar, la sfârșit de an calendaristic sau cu alte prilejuri, nu punem niciun fel de condiții sau alte drepturi pe care le-am dorit. Dimpotrivă, mergem cu fruntea sus și cu inima deschisă în fața oricărui.
mulțumesc foarte mult că ați venit. Încercăm să organizăm de acum la sediul PSD în fiecare săptămână sau la un interval de 2 săptămâni conferințe de presă pentru a încerca să transmitem simpatizanților noștri chestiuni pe care dorim să le comunicăm. În același timp, pentru a le face anumite precizări relativ la materiale care privesc ședințele Consiliului Local, pentru a justifica anumite poziții pe care le avem și care nu sunt câteodată de plin argumentate la ședințele de Consiliu. Este prima conferință de presă a mea în calitate de președinte interimar al organizației Rădăuți. Alături de mine, Iulia Măncescu, este domnul Tiberiu Maierean, care este vicepreședintele organizației municipale. Eu voi face câteva precizări relativ la activitatea politică pe scurt, iar domnul Tiberiu Maierean va prezenta 2 probleme pe care le supunem atenției opiniei publice pentru a fi dezbătute și eventual pentru o bună informare a publicului rădăuțean în ceea ce privește problematica orașului. Vreau să anunț simpatizanții și membrii Partidului Social Democrat pe această cale că în următoarea perioadă vom declanșa o campanie de evaluare și de unde este cazul de reorganizare a organizațiilor locale pe care sunt în cazul nostru pe secții de votare. Vom încerca să cu această ocazie să vedem ce problematici noi au apărut și să pregătim o serie de delegați pentru că încercăm cu undeva până în campania electorală să organizăm un consiliu municipal al organizației noastre. Am făcut completări într-o ședință anterioară a biroului municipal PSD Rădăuți, completări în cadrul conducerii, în sensul în care am cooptat ca și în birou și pe funcție de vicepreședinți cei care sunt consilieri locali în Consiliul Local Municipal Rădăuți. Tot pe această cale vă informez că mâine pleacă la București o delegație alcătuită din 16 persoane la Consiliul Național Extraordinar PSD, unde va avea loc validarea candidaților PSD pentru Parlamentul României. Știți foarte bine că la începutul lunii decembrie, probabil, sau la sfârșitul lunii noiembrie, se vor avea loc alegerile parlamentare pe votul nominal. Noi, la Rădăuți, avem nominalizat pe colegiul Rădăuți, pe fostul primar Mihai Frunză, iar pe colegiul de senat al Rădăuțiului candidează domnul director Corneliu Popovici. Următoarea conferință de presă pe care o să o avem, ne propunem să invităm pe amândoi să facem prezentările de rigoare pentru ca cetățenii rădăuțeni să știe cine candidează din partea noastră. Și tot următoarea conferință de presă vom face și o informare asupra lucrurilor dezbătute la București. Dacă domnul Tiberiu Maierean va prezenta problematica legată de problemele pe care le-am constatat noi legate de... Vreau să spun și eu bună ziua tuturor rădăuțenilor și să vă informez în legătură cu o serie de probleme din cadrul ședinței de azi a Consiliului Local. Și anume, v-aș informa întâi despre un punct de pe ordinea de zi, punctul 10, care s-a retras. A fost un punct de pe ordinea de zi, care privea modificarea unui plan urbanistic zonal, al cărui inițiator era domnul Lazar Constantin și care a fost retras tot din dorința dumnealui. Acest plan urbanistic zonal prevedea modificarea regimului din înălțime și a gradului de umbrire pentru o clădire, un bloc, care se construiește pe strada Mărășești numărul 15 în municipiul nostru și care a fost aprobat cu un anumit regim de înălțime, iar și, deci, cu o anumită configurație de parter plus 2 nivele și mansardă, iar astăzi avem parter 3 nivele și mansardă. Așa cum pot vedea oricare dintre
concitadinii noștri trecând pe strada Mărășești. Acest lucru a nemulțumit, însăși construcția inițială a blocului a nemulțumit, dar acum această modificare a nemulțumit și mai mult cetățenii din zona respectivă. Primarul actual al orașului Rădăuț a autorizat efectuarea acestor lucrări, a emis o autorizație de construcții numărul 357 din 17.07.2008, prin care permitea compartimentări, planșee de beton pentru etajul 2, învelitor de tablă și așa mai departe, care aveau să modifice regimul din înălțime. Lucru constatat și prin procesul verbal de inspecție a Inspectoratului de Stat în Construcții din 16 septembrie 2008, care a dispus și măsurile de rigoare. Noi vrem să informăm cetățenii orașului că această autorizație de construcție este dată într-un mod deosebit de la limita legii, dacă nu chiar ilegal, lucru care va fi cercetat de organele abilitate ale statului și în acest sens noi vom apăra și vom susține interesele tuturor locuitorilor din zonă împotriva celor care se bat doar cu pumnul în piept că sunt niște apărători ai legii. O altă problemă care nu a făcut obiectul discuției din Consiliul Local de astăzi, dar care este foarte asemănătoare, este acea inițiativă a primarului orașului Rădăuț, mult sau mare desenată în centrul orașului, pe fațada principală a unei clădiri din Piața Unirii numărul 2, și anume care privește lucrări de reparații tencuiele și zugrăvele exterioare, la solicitarea primăriei municipiului Rădăuț pe cheltuiala SECE Emporio Construcțiile din Câmpul Lung. Lucru foarte interesant, deci primăria a emis un certificat de urbanism în 10-a noua, cu numărul 699, prin care se acorda pe domeniul public al municipiului, deci rețineți că nu pe domeniul privat, interesant, iar la dreptul de a executa aceste lucrări, iar în avize și acorduri necesare se spune acceptul autentic al proprietarilor pentru efectuarea de lucrări la fațadă. Acest accept al proprietarilor nu există. Din documentarea care am făcut-o noi, nu există, nu s-a cerut nimănui un astfel de accept, însă a doua zi după emiterea certificatului de urbanism, adică în data de 11.09, vedeți câtă operativitate, când există interes, probabil, că în rest mai trenează câteva zile acolo, o săptămână, două, s-a emis autorizația de construcții 470 pentru executarea unor astfel de lucrări. Constatăm că această autorizație de construcție este dată într-un sens cu totul și cu totul ilegal pe un domeniu care nu este public, ci este pe domeniul privat, în realitate, unei firme care nu va efectua pe cheltuiala ei lucrarea, ci bineînțeles că va fi plătită de către proprietarii acelor lucrări. Nu s-a scos la licitație dacă este la cererea adresată de primărie. Această lucrare nu a fost scoasă la licitație, deci nu se găsește nicio reflectare a vreunui aspect juridic în activitatea care se desfășoară acolo în centru la inițiativă, ci se găsește doar inițiativa primarului Rădăuț și bunul său plac. Bunul său plac este foarte bine să fie într-un mod manifest, dar pe banii dumnealui. Pe bani publici sau pe banii altora nu se pot face astfel de lucrări. Da. Încă o precizare aș dori să mai fac eu relativ la faptul că pe anumite canale de informare din Rădăuț se transmite informația precum că apa potabilă din Rădăuț este murdară, adică apa nu este în proprie consumului. Vreau să vă spun că am cerut și am și văzut buletinele de analiză referitoare la calitatea apei emise de Direcția de Sănătate Publică. Adică dacă acela este un document oficial, se pare că, și am auzit chiar un interviu al domnului primar, care afirmă că apa din Rădăuț nu este potabilă și că toată problema provine din faptul că nu s-au realizat anumite investiții pe care dumneavoastră le-ar fi propus și consilierii care s-au constituit într-o anumită majoritate în Consiliul Local au respins acest lucru. Nimic mai fals. Deci, în primul rând, eu cred că este un atentat la siguranța publicului din Rădăuți, este un atentat să afirm
în mod responsabil că apa este potabilă în condițiile în care la primărie primești din perioadă destul de scurt, am văzut la interval de 3 zile buletine de analiză ale apei prin care se transmite că apa este proprie consumului, s-a anunț să isterizeze orașul și să transforme acest lucru într-un câmp de război personal între dumnealui și serviciile comunale. Iar relativ la partea de finanțare, domnul primar se plânge tot timpul că numai bugetul Rădăuțului s-a terminat și nu mai sunt bani. Doresc și să facem chestia asta în fiecare, la fiecare conferință de presă. O să cerem primarului municipiului Rădăuț să recupereze debitele care le are de recuperat de la societățile comerciale din municipiul Rădăuț datoare. Și aici, în principal, de la, ca să fie un exemplu pentru ceilalți, de la societățile comerciale în care dumnealui este, care sunt ale dumnealui. Și e vorba de aproximativ vreo 3 miliarde de lei, care ar prinde foarte bine bugetului local. Vă mulțumim și sperăm că... Întrebări, dacă vă puteți răspunde la întrebări. Pentru că ați vorbit, ați citat diverse medii de informare, tot așa ca și dumneavoastră, citind din anumite medii de informare, se pare că PSD-ul nu și-a plătit curentul electric sau a fost plătit din bugetul primăriei. Dezmințiți acest lucru sau este adevărat? Să vă spun care este povestea. E o situație care am sesizat, am aflat-o și eu. Situația are în vedere o situație anterioară mie. Eu mi-asum această greșeală care a fost făcută, că pentru că noi, greșeala care am făcut-o noi este faptul că neprimind facturi de curent de la primărie, noi nu ne-am sesizat că este o problemă cu acest lucru. Noi când am cumpărat sediul de această cameră, sediul nostru de partid, noi inițial am stat în chirie, după ce l-am cumpărat, nu s-a făcut trecerea de către primărie a contractului de aici pe noi. Noi ne primind facturi de la primărie, deci noi nu suntem datori către primărie, pur și simplu a existat o greșeală la primărie, noi nu am fost luați în evidență. A fost o greșeală voită, o speculație sau a fost o pură întâmplare? Și cum veți repara? Păi, situația asta se pare că este undeva din anul 2003, deci când am cumpărat noi sediu, probabil că de atunci este. Eu nu am acces la documentația referitoare la chestiunea asta. Dacă a fost voită, nu, oricum este regretabil, să știți ce mi-asum chestia asta, pentru că eu nu sunt dispus să gestionez o situație de tipul ăsta în care anumite sume de bani, noi teoretic ar trebui să le plătim, nu mi se pare normal să se întâmple lucrul ăsta. Iar cum o rezolvăm? Foarte simplu, mi-am făcut deja demersuri necesare, aveam un contract semnat deja cu E.ON, așteptăm să ne rezolve problema, iar către primărie le-am solicitat să ne emită un document de plată pentru suma pe care o calculează dumnealor, pentru că nu este absolut nicio problemă. Noi nu avem pensie de Rădăuț la ora asta, are 0 lei datorii către toată lumea. Deci noi nu avem de plătit nimeni nimic. Da. Și în momentul când vom primi documente de plată, nu e nicio problemă, le vom plăti. Noi... Și regretăm încă o dată, vă spun, este o chestiune, o scăpare care, nu știu, cu ea face și probabil că nici nu mai este interesant. Important este ca lucrurile să se intre în normalitate. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult! Bun găsit, stimați telespectatori, așa după cum v-ați obișnuit, în ultima emisiune din lună avem o ședință a Consiliului Local. Iată de ce invitați în studioul de televiziune electronică în BIT sunt viceprimarul Constantin Galan, care este totodată și consilier și care a prezidat ședința Consiliului Local. Bine ați venit! Bine v-am găsit, domnule Cădeu, atât dumneavoastră și bun găsit, stimați rădăuțeni, care cu plăcere ne poate asculta. Și în partea stânga a mea, domnul Constantin Lazar, consilier din partea Partidului Democrat Liberal. Bine ați venit! Bună ziua! N-am precizat că dumneavoastră sunteți consilier din partea Partidului Liberal, dar bănuiesc că, fiind un personaj foarte cunoscut pe piața rădăuțeană de media, nu mai era cazul. O ședință grea, cu 10 puncte pe ordinea de zi, din care unul s-a retras ulterior, prezidată cu experiența unui fost consilier în mandate anterioare. PD.
Unui fost consilier PD, da? Da. Spuneți dumneavoastră. Da. Dar dumneavoastră regretați că ați fost PD sau... Nu regret. De ce să regret? Nu. Nu. Pentru că nu am de ce să mă ascund. Cred că poziția mea politică, cunoașterea de Oțeni, pe de orice consider că este suficient de mic și pot să fiu cunoscut la fiecare pas care fac. Nu am nimic de ascuns. Mulțumesc. Dumneavoastră ați fost PD pe vremea când era și dumnealui? Foarte puțin i-am suprapus. Dar și considerați că atunci de dreapta amândoi. Da? Și considerați că atunci când a fost PD și a plecat de la PD a trădat? Chiar când mi-ați pus o întrebare destul de veche, a fost opțiunea dumnealor, n-aș vrea să o comentez aici. Mulțumesc. Haideți cu voia dumneavoastră să intrăm în ordinea de zi, care după prezentarea proceselor verbale a celor două ședințe respective, extraordinara și ședința ordinară din 4 septembrie, a luat în dezbatere un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008. Acest proiect a fost inițiat de domnul primar Aurel Olărean. A fost aprobat? Da, proiectul a fost aprobat. E vorba de rectificare de buget pentru niște venituri care au venit suplimentar la bugetul local și a trebuit ca să rectificăm bugetul, să facem niște plăți și, bineînțeles, niște lucrări necesare pentru rădăuțeni. Situația e suficient de lungă, nu aș vă expun, decât valoarea totală a cheltuielilor care le-am propus în bugetul local de 2.816.000 de ron. Deci asta e valoarea totală, suma alocată pentru străzi, pentru diferite lucrări care în următoarea perioadă de timp o să le facem pentru rădăuțeni. Așa după cum telespectatorii cunosc deja dintr-o emisiune anterioară, la inițiativa unui domn consilier din Partidul Democrat Liberal, s-a hotărât să existe o premiere a sportivului Bogdan Alexandru cu suma de 3.000 de ron pentru meritele deosebite pe care le-a avut acest rădăuțean de a participa la Olimpiada din 2008. S-a aprobat, domnul Lazar? Da, s-a aprobat. Dar până să intrăm în aceste puncte, vreau să vă spun că vin de la o ședință mult mai distinsă față de cele anterioare. Ceea ce este un mare câștig și nu numai pentru noi care suntem mai odihniți și mai puțin stresați, dar și pentru rădăuțe. A cui a fost meritul? Cred că meritul a fost a experienței. A. Timpul le rezolvă pe toate. Eu am spus, de fapt, la începutul fiecărui mandat că la început, dacă există coloratura politică, aceasta ulterior se dizolvă în interesul cetățeanului. Chiar vreau să comentez faptul că primele două puncte pe care le-am discutat la întâlnirea noastră din studio de astăzi sunt inițiate unul de primarul Aurel Olărean și celălalt de un consilier PDL. Diverse articole mediatice susțin faptul că presa ar linșa acțiunile PDL-ului, că presa nu l-ar lăsa pe primarul Aurel Olărean să se afirme prin hotărâri sau prin inițiative personale. Și iată că văd deja că primele două puncte din ședința de astăzi au fost aprobate, deși nu erau inițiate de grupul PNL, PNCCD, PSD. Da, făceam o remarcă că meritul este al timpului. Dar am observat că domnul consilier Băncescu durea o masă astăzi, domnul Tiberiu Maierean avea și alte preocupări și, în ultimul rând, domnul primar Olărean n-a mai pronunțat doar numele mic al colegilor. Dar și domnia sa era ocupat? Da, a pronunțat numele complet și toate la un loc au dat o ședință mult mai relaxată și mai apropiată de normalitate. Cu voia dumneavoastră mergem mai departe. Un proiect de hotărâre privind preluarea de către Consiliul Local a spațiului în suprafață de 14,4 metri pătrați, respectiv camera 19 din incinta primăriei, și un al doilea proiect de hotărâre, pentru că sunt, dacă vreți, similare, proiect de hotărâre privind preluarea de către Consiliul Local a spațiului în suprafață de 17,2 metri pătrați, respectiv camera 32 din incinta primăriei și atribuirea acesteia către Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Rădăuți. Celălalt grup de inițiativă a inițiat cele două proiecte. S-au aprobat sau nu? Da, s-au aprobat amândouă puncte. Deci un punct prevedea preluarea de către Consiliul Local a unei încăperi
pentru a fi destinat consilier local, camera în care își poate ține audiențele fiecare consilier local are dreptul să facă treaba aceasta, de asta este un consilier ales de cetățeni și îi trebuia o încăpere pentru audiență. La punctul celălalt, la punctul următor, tot despre o cameră de la camera 32, care au solicitat-o sindicatul din primăria Rădăuți. La al doilea punct, numărul voturilor a fost 10 contra 8, ar fi trebuit să fie 10 contra 9, dar mi se pare că lipsea un domn consilier. Da, da, da. Domnul Dobos Dorin Negru, dacă nu mă așa. Da. Puteți fi 11 la 8, nu știu, știi. Nu putem spune despre votul care a lipsit cum... Da. Aveți și dumneavoastră dreptate. Nu știu cât de necesară era acea cameră pentru sindicat, având în vedere părerea domnilor din PDL care susțin că sindicatul își va desfășura activitatea în afara orelor de program. Știu însă că vocea totală este a numărului de votanți. Știu însă că președintele de sindicat al primăriei a spus că sindicatul nu este reprezentat doar de o persoană, ci de către 13-14 persoane, dacă nu mă înșel, și că sunt deținut niște dosare, niște documente în acel loc. Pot să spun, până acum nu a fost, nu s-a preauzit glasul sindicatului funcționarilor publici din primăria Rădăuți, dar acum e o situație mai tensionată în relație primar, nou primar și angajații primării. Poate și în relația viceprimar, angajații primării? Da, bine. Nu fac parte din conducerea primăriei, așa că nu pot să fiu membru sindicat. Da, relația este staff, angajat. Da. Sigur că da, asta sigur că în cazul ăsta s-au consolidat. Au dat mâna atât de frumos. Sindicatul s-au consolidat și au nevoie de acea încăpere. Acum, referitor la spațiu necesar, ținând cont că acea cameră nu era ocupată de un anumit birou, de o anumită funcții sau având studii pentru deservirea populației. Era o încăpere liberă care era din tranziție, fiecare care venea și avea o problemă apropiați de anumite persoane, era pentru alte reguli. Și am considerat că este o încăpere liberă și de asta am dat-o, am încercat ca să o dăm pentru sindicat, să desfășoare și activitatea. Referitor spațiului primăriei, pot să spun că mai sunt camere libere la fostul hotel sus la, în centru sau în, nu știu, în alte zone din oraș și chiar se poate care aparțin de primărie și se poate muta chiar unele birouri, nu-i musai ca să fie toate la un loc. Asta era în sistemul comuniștilor, tot era la dispoziția primarul sau comandantul de poliție sau de armată sau mai știu cum. Deci unele servicii sociale sau mai știu cum se pot muta la alte la, oraș. La cum deci, arată spațiile din incinta fostului hotel, nu văd ce birou ar putea sta acolo. În vârful acelei clădiri e gaură. Nu sunt nici măcar geamuri, plouă. Cred că soluția optimă ar fi să căutați un investitor, sau dumneavoastră, sau domnul Aurel Olărean, care să preia întreaga clădire și să... Dacă ați provocat discuția acum, dați-mi voie să continui două, trei fraze. Aveți perfectă dreptate. Clădirea care este al... comunități locale. Asta prefectura, județul Rădăuți. Prefectura arată într-o stare de neîngrijită, este o clădire cea mai centrală la punctul zero al Rădăuțului, dar vedeți, acum domnul primar ar fi trebuit să ocupe de, să găsească surse de finanțare sau chiar de, pentru clădirea... Poate o face de acolo. Așa? În schimb, văd că domnul primar se ocupă de niște clădiri particulare să renoveze, știți? Ar fi trebuit ca să dea întâietate întâi la acea clădire, după cum spuneam noi, să-i dăm o destinație, să fie cât mai multe servicii pentru populație, nu ne ocupăm de clădiri particulare. Dar asta probabil că va urma după ce va termina sau ce s-a început el ca să facă acolo, unde și-a trecut cu inițiativă, dar ar fi trebuit întâi să vadă cele din curte și după aia din curtea altă. Bun, deci important de subliniat la final că două camere au trecut în... Consiliul Local, în subordinea Consiliului da, Local. Una la sindicat și una la Consiliul Local, care o să desfășoare activitatea fiecare compartiment. Tocmai spuneam că domnul vice și cu domnul primar fac parte din același staff. Așa. Sindicatul este în cealaltă parte. Domnul Galan, în ultimele fraze, l-a atacat cel puțin de două, trei ori pe primar. Înseamnă că domnul vice trebuie să treacă
La sindicat? La sindicat. Deci membru al sindicatului? Nu, nici nu am cum să fiu. Păi după, poziția, după poziția care o adoptează, se pare că este în sindicat. Dar îmi pun și o întrebare, aș trebui să pun mai mulți rădăuțeni, dacă acest sindicat ar fi cerut o cameră acum 5 luni, poate ar fi primit... În administrația Frunză, vorbim. Exact. Da. Poate ar fi primit acea cameră? Trebuie să vă informez, domnule Lazar, că în administrația anterioară, sindicatul primăriei era condus de doamna regretată, Dumnezeu să ierte, Mirela Rusu. Și avea o cameră separată? Numai, în acea cameră în care ea își desfășura activitatea, era și sediul sindicatului din primăria. Exact. Nu avea o cameră special amenajată doar pentru sindicat. Și acum mă repet că am spus și în ședință, asta ar însemna să condamnăm o cameră de 17,2 metri pătrați, să stea 8 ore nefolosită și eventual în una din zilele din lună cineva acolo să meargă să-și facă 2-3 hârtii. În situația în care jos la urbanism, acolo dacă vin mai mult de 2 invitați, nu mai au aer. Dacă cauți un document, beți oameni de acolo, caută 2 ceasuri să-ți găsească o autorizație sau ceva la un dosar. Și noi în această situație, și nu numai ei sunt în situația de supraaglomerație din primărie, sunt și alte birouri. Și asta în situația în care acest grup de consilieri vor o cameră să o țină goală pentru câteva ore pe lună care să fie ocupată. Și noi am spus, numai puțin vă rog, deci noi ne-am dat disponibilitatea ca acea cameră care se numește camera numărul 19, de 14,4 metri pătrați, este suficientă și nu o să fie așa de aglomerată de consilieri, o să aibă timp sindicatul acolo să-și facă treaba fără nici o reținere. Probabil că primarul și viceprimarul, ca un staff, după cum spunea domnul Lazar, să decidă în zilele ce urmează ce se va întâmpla cu aceste două camere. Cert este că ele au fost puse la dispoziția Consiliului Local. Poate lucrurile nu sunt chiar atât de bătute în cuie. Poate că și dumneavoastră și colegii dumneavoastră care se văd poate acum pe ecran trebuie să vă țineți audiențele și veți înțelege, așa cum ați spus la început, că timpul le rezolvă pe toate, că aveți nevoie de o cameră, pentru că aceste audiențe trebuie să ținute, chiar dacă... Bineînțeles, și ați văzut că noi am fost de acord ca să preia această cameră, deci aici nu a fost niciun comentariu. Dar nici ca să fac acum exagerări și să împărțim la primar toată primăria și el să-l băgăm undeva acolo să-și facă treaba într-un... Deci are o grămadă de departamente care trebuie să funcționeze pentru rădăuțeni. Sindicatul funcționează doar pentru interesele lor acolo în primărie. Deci primăria, în primul rând, este destinată oamenilor. Și lucrul ăsta ar trebui să-l știe acești consilieri care au ținut astăzi morțiși ca să mai răpească din primărie o cameră și să o țină acolo goală. Nu, domnul, aici era problema. Vreau să iei un rebotat personal. Vreau să recitim mandatul trecut, domnul actual primar, fost deputat, a avut tot la etajul de sus de la primărie în partea cealaltă, a avut două încăperi alocate tot de Consiliul Local. După terminarea mandatului, am retras acele camere, le-am dat la compartimentul proiecte, deci au rămas cu aceeași suprafață, cum s-ar spune. Iar la ora actuală, cred că camera respectivă dintre care dumneavoastră nu ați fost de acord, se afla liberă. Nu am închis un birou, n-am obstrucționat o activitate din primărie, de asta am considerat pentru 200 și ceva de membri sindicat, 15 sunt în birou sindicatul, deci care trebuie să întâlnească, sunt 200 și ceva de probleme fiecare are și trebuie undeva să se adreseze, mai ales de situația tensionată, care cred că nu s-a întâmplat și nu se întâmplă la alte primării din țară, probabil să încearcă a înlocui fiecare personal, până la urmă poate se dorește să schimbi chiar și clădirea primării după sistemul de curățat personalul. Și atunci sindicatul a considerat că trebuie ca să apere, ca fiecare are dreptul de opinie și am considerat ca să, la solicitarea lor, să le punem la dispoziție o cameră unde să întâlnească, să-și poată apăra probleme, pentru că fiecare suntem oameni. Au fost multe dispute. Da, domnul pune foarte pragmatic problema. Eu nu văd atât de pragmatic, nu văd așa o problemă între angajați și primar. Se știe foarte bine că în orice schimbare de... Vă pun o întrebare, domnule. Dumneavoastră spuneați că această cameră este destinată unor... Ar fi bine să fie destinată unor oameni salariați din primărie. Sigur că da.
tot ați adus în aminte administrația trecută. Două camere au fost folosite de o singură persoană și da, rare ori, nu în fiecare exact zi. Aici am vrut să ajung. Și nu în fiecare da, zi. Da, domnule, asta era situația trecută. Dumneavoastră nu observați că odată cu intrarea în Uniunea Europeană au crescut numărul de probleme care trebuie rezolvate. Vin fonduri europene care trebuie gestionate, vin echipe de oameni care trebuie să muncească. Deci volumul de muncă este mult mai mare ca acum deci un an, ca acum 2 ani. Sigur că da. Chiar și numărul de oameni al orașului crește. Dar dumneavoastră nu observați că noi ca oameni în fiecare zi rezolvăm mult mai multe probleme ca acum câțiva ani. Deci avem ca oameni mai multe probleme. Am înțeles și punctul dumneavoastră. Da, și asta necesită spații. Deci spațiile se măresc. Am înțeles punctul dumneavoastră. Vis-a-vis de faptul că da, poate acum 2-3 luni sau acum 3-4 ani în urmă, nu era nevoie de așa de multe spații. Nu avea așa de multe probleme primăria de rezolvat. Acum are mai multe. Sigur că da. Punctul de vedere am înțeles, mulțumesc. Deocamdată rămân în vigoare cele două hotărâri de Consiliul Local. Timpul, așa cum ați spus, chiar dumneavoastră la început va decide, iar noi mergem mai departe pentru un proiect de hotărâre privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor publice, agenților economici și altor persoane juridice, precum a cetățenilor și pentru buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă, a liniștii publice, de înfrumusețarea municipiului Rădăuți, deci altfel spus, un proiect de hotărâre privind responsabilități și obligații cetățenești ale rădăuțenilor. Un proiect amânat. De ce, domnule? Aici a greșit primarul. Care deci, primar? Primarul Olarean. De ce? A greșit. Din cauza că a preluat un proiect mai vechi. Un proiect vechi. Așa? Dar l-a preluat prin angajații dumnealui. Fără să-l verifice, fără să-l studieze. Și aici revin la o idee mai veche prin care i s-a amputat dreptul de a avea consilieri personal care îi permite legea. Și spun eu că dacă ar fi avut acum acei consilieri, n-ar fi venit acest proiect, care de fapt ce este? Este varianta veche. Și domnul Irimescu, tot ce a citit, culmea că era valabil. Se punea în practică, numai nu se taxa. Am înțeles. Domnul Lazar, pentru că v-am întrebat pe dumneavoastră la început, continuă discuția cu dumneavoastră, dar vin și la domnul viceprimar. Eu aș spune că vă priviți puțin, aruncând vina pe Aurel Olărean. Eu aș spune că vina principală o poartă ai dumneavoastră 18 colegi. Mai de mult, într-o altă emisiune, dintr-un alt mandat, mi-am permis să spun că unii domni consilieri nu citesc materialele de ședință acasă și vin la aceste ședințe pe care cei care v-au votat le plătesc, neinformați, fără să studieze acasă materialele de ședință. Am fost foarte condamnat atunci pentru că îi jignesc pe domnii consilieri. Cum să-mi permit eu să le spun că ei nu citesc materialele de ședință acasă? Cred că acest punct nu face altceva decât să demonstreze în clar că niciunul din cei 19 consilieri, în afară de domnii care au luat astăzi cuvântul strict pe topicul hotărârii de Consiliu și care au spus, oameni buni, nu putem să spunem că este condamnabil și poliția comunitară poate să te amendeze pentru că nu ți-ai făcut curat în curte atâta vreme cât Constituția României prevede că nu are nimeni dreptul să intre în proprietatea ta să vadă dacă ți-ai făcut curat și că această mizerie din curtea ta nu dăunează semenilor tăi. Dacă îmi permite să fac și o intervenție, tot la punctul acesta, să știți că... Cred că dacă stimabilii consilieri ar fi citit mai bine materialele acasă, era altfel. Pentru că sunt niște comisii, domnul Lazar și domnul Legal, sunt niște comisii care își dau girul înainte ca acest proiect să ajungă pe masa dumneavoastră. Se aprobă de Comisia Juridică, Comisia de Cultură, Comisia Economică. Vreau să fac o remarcă. Punctul respectiv, care a fost pregătit probabil de juriști și de reprezentanță la Poliția Comunitară, ar fi trebuit mai cu atenție analizat. Și eu vă spun, sunt un om, am umblat în Occident și știu cum se pune problema. Deci, înainte de a da o lege, îi pregătește cetățenilor, îi pregătește confortul necesar. Eventual, un exemplu, dacă arunci ortii pe stradă,
te amendează. Dar înainte de asta trebuie să faci coșul de gunoi ca să-i dai posibilitatea unii să arunci gunoiul, să curăți, să deșerți coșul ăla de gunoi, după aia vii cu amenda. Uitați-mă la tata domnului Ilescu, de exemplu, nu ai voie să răzi o bicicletă. Vedeți că acum combustibilul e scump, lumea începe iar să toarcă bicicletă. Dacă permiteți, domnul Galan. Numai puțin dacă permiteți, după aia uit eu. Termin ideea, notați-o. În primul rând, dacă vine, dacă vine o persoană de la, și vin suficient de mulți, de la comun, chiar și din Rădăuț, cu o bicicletă în oraș, și nu ai un loc unde să parchezi o bicicletă, înainte vreme funcționa, dar acum au primit, mers lumea la mașini, iar se întoarce la bicicletă. N-ai voie să rezăm după cum se arată materialul, nici pe gard, nici de copac, nici de clădiri sau mai știu, că e sancționat. Și totuși lumea vine și trebuie să-și lese bicicleta, să intre într-un magazin sau la un spital, la o farmacie, mai știu cum. Unde sorează? Unde sorează? Nu sunt făcute o pistă de biciclete, trebuie făcut un loc unde să-și parcheze bicicletele, după aia vii cu legea. Vii cu legea să-l sancționezi, să stai după unul, să zici, bă, te-am amendat că... Domnul Galan, cine trebuia să facă toate astea? În primul rând... Consiliul local. Bine, Consiliul Local pune dezbatere chiar și cu cetățenii, dar materialele se pregătesc după lege, după textul de lege, cu compartimentul juridic, că trebuie să aibă o fondare în spate. Mulțumesc. Domnul Lazar, ce ați vrut să spun? Ce ați notat? Bicicletele. Bicicletele, da. Poftim. Dumnealui spunea de coșuri. Sunt de acord. Întâi crezi la om condiții și după aia la amendezi. Ei pui loc de... un loc unde să montez, să parchez bicicleta, după aia dacă o parchează lângă, la amendez. Vis-a-vis de chestia asta, pare un paradox. Dar în Anglia, în Londra, în Parcul Central, câteva zeci de hectare, nu există un coș de gunoi, lumea vine, mănâncă sandvișuri, mănâncă fel de fel de produse și nu vezi nicăieri un muc de țigară sau cea mai mică mizerie aruncată. Da, aveți perfectă dreptate, numai că... Deci e un paradox. Aveți perfectă dreptate. Apar două probleme. Unu, noi nu trăim în Anglia și doi, în toate țările Uniunii Europene, țările care le-am numit de multe ori țările cu apă caldă sau țările mult mai dezvoltate decât noi, civilizația s-a făcut cu bota. Noi încă suntem la stadiu de bota. Cu legea. Nu mai cu legea. Și vis-a-vis, numai puțin, da. Domnul Gran, deci vis-a-vis de, spuneam dumneavoastră, că nu citim... materiale. Vreau să vă spun că noi ieri am avut ședință consiliere PDL separată și am ați văzut drept pentru care domnul Sticleț a comentat imperfecțiunile din acest proiect și el a venit cu o variantă din asta de mijloc. Amânarea. Nu, s-o mai lăsăm așa până pentru ianuarie, după aia să venim cu alt proiect. Ca în final să hotărască renunțarea, amânarea definitivă și să-i dăm o formă mai completă. Este foarte adevărat, este plină de lucruri cel puțin ciudate. Da. Mulțumesc că am insistat prea mult pe acest subiect. Vreau să concluzionez spunând un singur lucru, că până când Consiliul Local va aproba un proiect de hotărâre privitoare la conduita și etica, dacă vreți, civismul rădăuțeanului, până atunci funcționează fostul proiect de hotărâre cu toate aberațiile lui. Mergem mai departe. S-a luat în discuție un proiect de hotărâre privind transformarea postului de director muzeograf cu studii superioare de scurtă durată în director muzeograf cu studii superioare de lungă durată pentru Muzeul Samuel și Eugenia Ionez din Rădăuți. Așa după cum mulți rădăuțeni cunosc deja, domnul Traian Postolache a plecat în pensie de la Muzeul Samuel și Eugenia Ionez. Se caută un nou director și până la venirea prin concurs a următorului director se stabilesc normele acestui concurs. Până atunci, cine deține funcția interimară? Din câte am văzut și eu la televiziunea domnului primar, pentru că nu am avut, deși răspund de muzeu, am înțeles că nu am fost invitat la, eu știu, numirea lui în funcție, al lui domnul Vlașin, ca director de muzeu. Nu știu dacă își va face atribuțiunile ca director de muzeu, pentru că de când nu poți instala de vreo două zile, nu-și face activitatea, nu își face activitatea la muzeu. Chiar astăzi s-a remarcat în Consiliul Local că muzeul
este în subordinea Consiliului Local. Păi, dacă nu-și face treaba, așa după cum insinuați dumneavoastră, Consiliul Local o să trebuia să-l tragă de urechi. Nu, omul își face treaba, dar probabil altă treabă, numai care pentru muzeu. Și chiar ar fi aici, ar trebui să facă, să medetizeze mai mult, să caut un director cu adevărat, un director de muzeu cu specialitate, pentru că trebuie să fie condus din interiorul muzeului, nu prin corespondență sau prin telefon sau mai știu eu cum. Ce trebuie studii s-a stabilit că trebuie să iau viitorul? Să comentez puțin că îmi plac picantele lui domnul Galan. Deci, e prematur ca să stabilim după două zile, domnul Galan, dacă își face sau nu-și face treaba. Nu, dar... Eu cred că și-ar mea după două zile, nu cred că se putea pune problema dacă vă puteți face, dacă vă face sau dacă vreți să vă faceți bine treaba. E după două, trei zile, cred să lăsăm pe om și să lăsăm... Poate vine un ajutor ca să-și dea seama că stăm cu ochiul pe el și dacă a fost numit pentru o funcție, m-aș bucura și ar bucura și cei de la muzeu, chiar și vizitatorii să-și fac treabă. Eu zic că are tot timpul ca să se convingă. Dar să-l lăsăm, să-i dăm dreptul sau să-i dăm ocazia ca să convingă. Încă o propoziție pentru care solicită două răspunsuri referitoare la această temă și mergem mai departe. Avem un rădăuț, două săli de expoziție. Sala albă din incinta muzeului și sala galeriilor de artă. Când ați fost ultima dată la o expoziție la galeria de artă sau la sala albă? Ca să nu mint în fața camerei, prefer să nu răspund. Dumneavoastră când ați fost? La o expoziție? Da. Și e. Foarte la galeria de artă există o expoziție de pictură și în permanență... A pictorului Gheorghe Sau. Da. Dumitru Sau. Păi dacă dați și răspunsul ușor, pentru că nu. Pentru că, de fapt, întrebarea era altă. De cât timp nu mai funcționează ciclul expozițional? Pentru că avem aceste sări. Am participat la Suceava la numeroase expoziții de artă și reuniuni culturale. Suntem extrem de invidiați de suceveni pentru aceste două sări, pentru că în Suceava nu există o sală expozițională sau o galerie de artă de nivelul celei din Rădăuț. Și la ora actuală sunt nefolosite. În timp ce există acest meci, dacă vreți, între Consiliul Local și administrație, aceste locuri stau și nu sunt judicios folosite. Aveți perfectă dreptate și cred că acum dacă se caută un director de muzeu, din câte am înțeles... Nu, dar este un director, este interimar. Bun, poate să aceste declarațiile de care le-am urmărit la televiziunea cealaltă, nu la asta care vorbesc acum, am înțeles că domnul Vlașe nu o să dorească, dar până atunci poate o să o dorească să candideze pentru postul respectiv pe data de 30 a 10 s-o și-a anunțat data ținerii concursului. Deci, e necesar de o forță nouă la muzeu ca să poată mediatiza, pentru că foarte multă lume, chiar noi rădăuțeni, nu știe ce valori să ascund după acei pereți, deci trebuie mediatizat ca să avem cât mai mulți vizitatori, tot la fel și la Casa de Cultură trebuie să ne ocupăm cât să organizeze cât mai multe spectacole, de a fi atrași tineri, chiar în diferite persoane vârste, la diferite activități și nu numai să avem, cum a spus dumneavoastră, o sală de galerie de artă, sala albă de expoziții, muzeu, casă de cultură și cu activitate mai puțină. Deci trebuie cei care ocupă funcția respectivă de conducere să ocupe într-adevăr, să cunoască că sunt și folosite, nu numai cât... Conchet, dumneavoastră spune la finalul discuțiilor despre acest punct că mare dreptate a avut colegul dumneavoastră, Mircea Irimescu, atunci când a spus că galeria de artă, muzeul, Casa de Cultură, biblioteca, ar trebui cuprinse toate sub un singur patrimoniu cultural și diriguite toate de către Consiliul Local. Mergem mai departe pentru că s-a luat în dezbaterea consilierilor rădăuțeni persoana domnului Ostașuc Nicolae, persoană marginalizată care locuiește în apartamentul proprietate de stat și care, printr-un proiect inițiat de primarul Aurel Olărean, va evita plata din bugetul local a datoriilor la utilități în Rădăuț. S-a votat, s-a aprobat? Da, s-a votat, s-a aprobat, nu era o problemă. Nu știți, a fost o analiză foarte bună. Acea datorie care a solicitat-o și pe bază pe care a propus domnul primar, o datorie care nu-i aparține respectiv cetățean, era preluată de la un alt
chiriaș care a stat acolo. E ceva corect și cred că ar fi bine să lăsăm omul fără datorii care și-au preluat nouă locuință. Dar trecem peste asta. Întoarcem puțin la punctul anterior. Cu muzeul. A fost s-a bătut multă monedă pe condițiile care participare. Da, trebuie puse la un candidat. Și s-a numit o comisie. Culmea că am observat că în timpul ședinței deja comisia a început să-și facă treaba și deja a și numit criteriile de calificare. Trebuia să fie ori istoric, ori să fie absolvit unul din domeniile marcate de domnul Irimescu. Domnul Irimescu, din câte știu eu, a absolvit o facultate tehnică. Sper să nu mă înșel. Și am văzut un articol extraordinar de interesant, pozitiv, într-un ziar, chiar în o ziar local. Da. Despre Ținutul Bucovinei. Da, domnul Irimescu, în afară de Facultatea Tehnică, este și președintele Societății pentru Cultură și Literatură Română. Vreau să vă întreb, are pregătire superioară în domeniu? Nu. Sau dacă este membru al Academiei Române. Deci el este autoritate. El om citește, om așa. N-ar putea participa domnul Irimescu ca tehnician în meseria de zi cu zi la un post de muzeograf? Ar putea. De ce să îngrădim? Poate sunt oameni la fel ca el și în alte domenii. Vreau să vă spun că Ministerul Agriculturii a fost... Nu știu ce fel de afacere conduceți dumneavoastră, dar sunt convins că dacă ați scoate un post să angajați un șofer de basculantă și ar veni cineva și ar spune, domnule, n-am condus basculantă niciodată, dar fac niște desene pe asfalt extraordinare. Nu cred că l-ați angajat, domnul Lazar. Și am vorbit cam mult despre muzeu. Nu cumva Ministerul Agriculturii a fost condus de un inginer electronist? Și unde s-a dus cultura în țara asta? Agricultura în țara asta. Unde s-a dus? Dacă la nivel de București s-a permis chiar... S-a făcut cartoful electronic? Ați văzut că au fost oameni capabili să gestioneze și alte domenii? Deci aici s-a mers prea departe cu condițiile. Actul managerial presupune cunoașterea domeniului de management. E adevărat, dar din moment ce era o comisie, puteam să lăsăm comisia aia să-și audieze candidații și să verifice. Mergem mai departe. Ajungem la proiectul numărul 10 și pentru că pe dumneavoastră m-am întrerupt, dumneavoastră vă dau cuvântul să spuneți de ce ați retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind planul urbanistic zonal solicitat de Morociniu Petrică. Și Diaconescu Marius. Da, l-am retras datorită faptului că am fost prins în trafic și trebuia să mă întâlnesc cu acest Morociniu Petrică să mai dea niște documente care să justifice această cerere de proiect de hotărâre. Chiar am și întârziat 2-3 minute și n-am apucat să iau de la el documentele, drept pentru care, ca să nu fiu prins acolo într-o situație, să nu pot da niște răspunsuri care sigur le așteptam, să nu fiu prins în această situație dificilă, am hotărât să-l retrag, să-l introducem. De multe ori am observat că atunci când se solicită un pus, se dorește urgență. Pentru că omul construiește, are nevoie să înalțe, să construiască. Păi amânându-l, l-ați amânat cu o lună de zile. Sau probabil va fi o ședință extraordinară. La dumnealui este un caz mai special. Deci el deja a construit. A construit în bază la două autorizații. Legale? Deci autorizație înseamnă un document legal, semnat, emis de primărie. Prima autorizație facea obiectul construirii unui bloc de P+2 cu acoperiș nivel de înălțime 16 metri și a doua autorizație emisă de primărie a fost pentru compartimentare pod cu respectarea regimului de înălțime. În această autorizație, care s-a emis în baza unui proiect făcut de arhitecți, așa, el a respectat într-o tocmai, numai că nici proiectantul, nici arhitectul, nici biroul de urbanism n-a știut de ultima reglementare care stipulează înălțimea pereților laterali. Și ceea ce înseamnă că 1,70 cât are la dumnealui acea mansardă, acea compartimentare,
reprezintă deja nivel. Nu mai este mansardă, adică era un și arhitect și n-au știut. Domnule, este o reglementare nou apărută și această compartimentare în baza acestei noi reglementări deja se cheamă nivel. Pentru a putea intabula acest bloc deja gata, construit și acoperit și pentru a putea ajunge locuințele la oameni care le-au contractat, este nevoie să-l punem în legalitate. Deci, încă o dată, acest bloc nu a construit fără autorizație. Chiar vreau să vă spun că inspecția în construcție a amendat primăria pentru această scăpare. Da, pot să spun, n-ar fi trebuit să discutăm despre punct, că o poți retras pe ordine de zi. Acei investitori care construiesc respectivul bloc, din punctul lor de vedere, sunt în regulă, atâta timp cât are autorizație în construcție. În schimb, autorizația a doua care s-a eliberat, s-a eliberat fără temei legal. Dar asta face parte, probabil, discuții în altă dată. Prin hotărârea s-ar fi intrat în legalitate. Deci, așa v-a spus domnul consilier. Organismele legale pot amenda aceste lucruri. Da. Interpelări, sesizări și comunicări aduse în discuție o adresă emisă de doamna Doina Bărbosu, care se referă la... O solicitat la, pe cartierul Obor, ca să monteze o cutie din metal în care cetățenii să-și poate pune, eu știu, o sesizare, să nu se mai deplaseze până la primărie. Și totodată o solicitat în cartierul Obor să refacă spații diverse, terenul de joacă și, eu știu, plantarea de arbori și o poziție adecvată. Deci, da. Ceea ce o solicitat se remarcă foarte bine. A fost bine. O informare, o adresă. Mai departe s-a discutat o adresă emisă de parohia Pogorârea Sfântului Duh. Solicit 1 miliard de lei pentru reparație la catedrală și cred că, după cum am remarcat, ar trebui să plătească întâi 2 miliarde jumate mai avem de plătit la așezământul de copii, după care o să facem plata și la celelalte biserici, pentru că sapă în construcție și trebuie să primească și un ajutor din bugetul local. Deci, probabil, după cum a spus părintele Paru, dacă nu se găsește fonduri anul ăsta, să ținem cont, să punem pentru anul viitor, și așa vine sezonul rece, ca să-și poată termina fațada care a început. S-a discutat la acest punct ceva și despre Biserica Bogdana. Da, se facea o confuzie între Biserica Bogdana și așezământul Sfântului, da, care... A primit și Biserica Bogdana bani... Biserica Bogdana nu mai este în construcție. Așa, dar în schimb așezământul, am înțeles că este deja preluat de Consiliul Județean. Deja s-au făcut acolo niște investiții destul de consistente și cred că va fi finalizat, mai ales că mai are de la 1 miliard de la primărie, cu ce 3 miliarde jumate am zis că a primit de la Consiliul Județean. Sunt destui bani pentru a termina acolo lucrările. Da. Îl ascultăm în momentele ce urmează câteva minute pe directorul școlii generale numărul 3. În colaborare cu Corpul Păcii, Statele Unite ale Americii, am realizat un proiect prin care la școala 3 a fost pus în funcție un cabinet psihopedagogic. Contribuția din partea Corpului Păcii era de 5.000. de dolari, iar din partea comunității locale, 150 de milioane. Acești bani i-am cerut la timp potrivit, la Vechiul Consiliu Local, și acești bani au fost aprobați, și numai că n-am reușit încă să-i primim, și deci o parte din proiect nu a fost realizat. Aș ruga foarte mult să rețineți acest lucru, pentru că ne-ar folosi foarte mult acești bani pentru a obține logistica, avem nevoie de calculator, xerox, videoproiector, materiale prin care să funcționeze acest cabinet. În afară de aceasta, școala are nevoie de ceva strict. E vorba de copii. Când am spus de covor asfaltic, e vorba de covorul din curtea școlii, care înseamnă și baza sportivă, avem peste 800 de copii. Nu ne gândim la noi, ne gândim la copii și copiii nu totdeauna sunt foarte atenți sau se controlează cum se controlează maturii uneori. De aceea pot fi riscuri de accidentare și părinții sunt aceia care ne condamnă.
În afară de aceasta, cu privire la sala de sport, parte dintre domnii consilieri știu, avem nevoie neapărat de înlocuirea, măcar de înlocuirea dușumedei, pentru că în sala aceea intră peste 800 de copii. Sunt scânduri care se desprind din stinghie, sar odată cu, așa, și trebuie neapărat refăcută dușumeaua, pentru că altfel, de asemenea, riscăm alte accidente. Nu se poate repara cu oameni de întreținere pe care îi avem. Trebuie înlocuită pentru că este veche și putredă dușumea. Da, la școala 3 există un proiect de la, cu corpul PC de 70 de milioane de lei și partea din bugetul local vrea alocați o sumă de aproximativ 50 de milioane de lei, care nu e primit până în prezent și în cazul în care nu îi primește, nu o să poată folosi nici banii de la corpul păcii din America, care s-au primit. Totodată au mai solicitat niște reparații, care, după cum știți, am remarcat și cu alte ocazii, reparații la terenul de sport, care trebuiau asfaltate, practic până la începutul anului școlar, dar de lipsă de bani și, știu, probabil și din disponibilitatea unor factori de conducere din cadrul primăriei, nu s-a făcut lucrul acesta și de asta directorul a solicitat în continuare și l-a solicitat ca fiecare conducător de unități de învățământ să-și asfalteze terenul de sport. De asemenea, domnul director la General 3 mai solicită și alte reparații la pardosel, la sala de sport și un frigider și altele, dar din bugetul care el are alocat de 150 de milioane și consumabile, iar restul vă prinde probabil în bugetul de anul viitor, dar nu asta nu mai este. Despre programul Utilități și Mediu s-a discutat foarte mult în toată media rădăuțeană și a județului Suceava. Noi, rădăuțenii, am beneficiat de acest program Utilități și Mediu, lăudat de unii, criticat de alții. Ca să știm dacă acest program Utilități și Mediu este un program bun, nu putem decât vom afla asta după ce vom beneficia de întregul program. Faza finală a programului Utilități și Mediu este reprezentată de finalizarea și darea în funcțiune a centralei de cogenerare, care urmează, odată ce va aduce agentul termic în țevile noi, cu această cămașă etanșă care au scormonit tot centrul și periferia Rădăuțului, această centrală va mai produce și energie electrică. Se pare însă că lucrările acestei centrale stagnează, nu sunt bani, nu se știe cât s-a plătit, cine mai are de lucrat și de unde se vor plăti restul de bani. Urmărim câteva secvențe cu directorul societății Loial, care se ocupă de această centrală de cogenerare, după care revenim. Și lucrarea este gata în proporție de 80% și cu eforturi deosebite ar putea fi pusă în funcțiune până la sfârșitul anului. Problema de care ne lovim este problema plăților. Deci, la ora actuală, din contractul respectiv încheiat cu Consiliul Județean, avem achitat circa 55%. Cealaltă parte, nu se știe cine o va plăti, pentru că aici, printr-o anexă la contract, au fost cointeresați Consiliul Județean Suceava, care este ordonatorul de credit, Consiliul Local și Servicii Comunale Rădăuți, fără a se specifica în adresa, în anexa la contract, cine, când și cum plătește. În aceste condiții, pentru că sunt echivalentele venite aproape în totalitate și nu le putem plăti, de asemenea, suntem datori la furnizorii de materiale, nu mai avem capacitatea de a susține lucrarea în aceste condiții, fiind puși în situația de a întrerupe, de a asista lucrările. Noi am semnalat din timp aceste neajunsuri și la Consiliul Județean și la dumneavoastră și la Societatea de Servicii Comunale Rădăuți, dar până la ora actuală nu am primit niciun răspuns concret. Proiectul Utilități și Mediu e un proiect cunoscut, deja se desfășoară de circa 4 ani. În Rădăuț acum s-ar afla la o fază finală, dar acum sunt probleme cele mai grave. Consider că această problemă poate rezolva, în primul rând, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Putur, pentru că investiția a fost făcută pe axanul pe județ
de Consiliul Județean și dânsul poate să dispună să convoace autoritățile care deci firma de consultanță Ecoterm Gaz, care e o societate înființată anume pentru a controla acest proiect, Serviciul Comunal Rădăuț și alți factori de decizie, deci partea economică, după cum a relatat și domnul director la Serviciul Comunal, după câte cunosc și eu, pentru că m-a ocupat și mandatul trecut despre acest proiect, și la partea finală observăm acum că nu ne revin, nu s-au dat întreaga sumă de bani care a fost alocată pentru Rădăuț. Deci pentru rădăuțeni a fost alocată suma de 14.300.000 de euro, dar până în prezent lipsesc în jur de vreo 4 milioane și ceva de euro care nu s-au primit. Discuții au fost multe. În ce s-au sintetizat? Ce se va întâmpla în cele din urmă cu centrala de cogenerare? Deci încă nu este ajuns la o finalitate. Paradoxul este că nu se știe ce se întâmplă acolo, deocamdată. Trebuie să întâlnească Bucovina Ecoterm Gaz, Consiliul Județean, Primăria, Consultanța și Serviciul Comunal. Deci toți trebuie să se întâlnească, să-și scoată documentele contabile, să vadă că inițial s-a pornit la 14,3 milioane de euro. Ceea ce mai știu eu, că au venit niște bani, ăștia sunt bani împrumutați, care vor trebui dați înapoi. Mai știu niște fonduri care urmau să acopere o parte din acești bani ca rădăuțenii să dea mai puțin bani înapoi. Deci erau tipurile, trebuiau să fie mai puține trageri de 14,3 milioane de euro. Mai erau niște fonduri pe la București care s-a profitat de ele. Așa. Dar din coace văd aici așa că s-au făcut contractări pentru 17,2 milioane de euro. Bun, în cele din urmă. Așa. Cum s-a sintetizat problema? Problema este că deocamdată cineva spune, domnul tătar, pare mi se, domnule, undeva sunt niște bani despre care nu se știe. Dacă ați fost dumneavoastră acolo atenți, chiar domnul director a zis, domnule, sunt niște treburi foarte neclare. Nu ne putem pronunța până această comisie, acești factori interesați, nu pun cap la cap documentele contabile să vadă exact lucrările executate, facturi și decontări. Și restul de executat și restul de plătit. Deocamdată nu ne putem pronunța. Săptămâna viitoare va avea o întâlnire între toți factorii de decizie și beneficiari. Vom putea afla mai cu siguranță unde am înțeles că totuși mai sunt bani în bugetul, în contul Consiliului Județean pentru acest proiect și probabil că dacă vom avea o întâlnire săptămâna viitoare, numai decât trebuie să găsim sursa de bani, pentru că ne aflăm la partea finală acum de centrală de cogenerare și nu putem să avem randamentul necesar prin producerea energiei electrice și termice. Probabil că săptămâna viitoare vom ști mai multe și vom veni la dumneavoastră să vă informăm. Oricum, lucrările sunt în derulare. Deja s-a câștigat licitația pentru alimentare cu energie electrică și debitarea energiei electrice produse. Licitația câștigată, am înțeles că și finanțată din documentația care am văzut-o. Da. Deci lucrurile merg totuși înainte. Mergem mai departe către domnul Minov Ciprian, care a venit în fața Consiliului Local cu o problemă. Să-l ascultăm. Nu caracterizez pe nimeni și nu vreau ca să trag de urechi pur și simplu pe cineva. S-a acuz, s-a aduc acuzații, dar adevărul adevărat iese la fața lucrurilor, o ceartă exact precum în viață. Se spune că, și s-a spus, și se spune, că primăria stă la ordinul sau protejează cetățeanul Rădăuțului. Nu este adevărat. Eu acum am două probleme, am mult de spus și o să vin în altă ședință, precum acum am alte probleme în familie și nu sunt pregătit, nu eram pregătit precum ședința asta. De mult trebuia să vin. Am venit cu o cerere acum un an de zile, pe vechea conducere, la domnul viceprimar Sarcinski Ilie, domnul consilier actual, și la domnul Flutur, care nu este prezent astăzi, avem o bucată de pământ, suntem mai mulți oameni în stația Ploc. S-a vândut terenul la firma Eger, trecerea de cali ferată, actuala este părăsită și lumea din partea dreaptă, terenul în dreapta, nu mai are cali de acces. Am fost personal chiar miercuri, eu, la Iași, și am mai fost de două ori, numai ca niște din țară. Mi s-a spus să mă adresez la primar și la Consiliul Local.
Eu asta am făcut-o acum un an de zile. Ceea ce este că nu s-a ținut nimeni de cuvânt. Asta este una problemă. Dumneavoastră mă ascultați și considerați cum se poate rezolva problema aceea. De acolo cu calea de acces. Domnul Flutur știe că nu se poate. A doua problemă, care am ținut-o la urmă acum să vă spun, revenind în oraș în 2005, nu citesc, spun de la mine pe scurt, în 2005, revenind în Rădăuț, am apelat ca orice cetățean la primăria Rădăuț. Sunt cetățeni care vin la primărie, cer ajutor social, locuință sau pământ, aia 250 de metri pătrați sau de înainte. Eu nu am cerut absolut nimic. Am cerut autorizația unei construcții să-mi fac o casă pe pământul meu. După măsurătorile toate care era, mie îmi lipsea de pământ. M-am adresat la primăria Rădăuț, care, printr-o cerere, să-mi aprobe, vorbesc cam tare, mă scuzați că așa sunt eu ca vocea mea, așa, printr-o cerere, să-mi aprobe certificatul de urbanism, care a durat 4 luni de zile. Vă dați seama, o cerere trebuie rezolvată în 30 de zile. Și după problema domnului Minov, continuăm cu protestul grupului de consilieri PSD, PNCCD, PNL. Președinte de Rădăuț, aș dori proprietarii este pentru a denigra activitatea Consiliului Local Rădăuț și a dezinforma cetățenii orașului. Dându-și seama că după 3 luni în fruntea municipiului nu are nicio realizare, 3 luni în care și-a consumat toată energia pentru demolarea secției servicii comunale, pentru a-și angaja distribuitorii de afișe electorale și alți camarați de arme de la PDR pe posturi din primărie, domnul primar Aurel Bolărean este nevoit să se explice. Pentru asta recurge la minciună, utilizând postul de televiziune pe care îl deține. Profitând de faptul că una din inițiativele sale, inițiativă solicitată de Consiliul Județean, având ca obiect afilierea municipiului nostru la o suprastructură care să administreze alimentările cu apă și canalizările din tot județul, a fost respinsă cu 6 voturi pentru, 8 contra și 3 abțineri, domnul primar aplică următorul scenariu mincinos. La o emisiune de știri de la TV Rădăuț, vine vorba că apa de la robinetele rădăuțenilor este murdară. Se prezintă și un sondaj anchetă în care chipurile mai mulți cetățeni ai municipiului nostru confirmă că apa de la robinete nu este curată. Urmează un interviu, evident, cu edilul șef, care, mințind fără șovăire, spune că inițiativa sa prevedea alocarea 20 de milioane de euro din fonduri europene pentru schimbarea tuturor țevilor de alimentare cu apă din oraș. Vezi, doamne, banii erau, dar cei 10 consilieri aparținând PSD, PNCCD și PNL s-au opus. Dublă minciună. Odată privind subiectul propunerii domnului primar, care nu prevedea aprobarea niciunui demers pentru finanțări de investiții, și a doua oară privind scorul la vot. Se poate vedea clar că nici consilierii PDR nu au votat cu toții pentru, după părerea noastră, cu totul justificat. Primarul municipiului Rădăuț a luat act de protestul celor 10 consilieri și a dat dispoziție ca să fie asigurate toate condițiile umane și legale. De ce să este mișto? În ceea ce privește obiectul protestului, primarul municipiului Aurel Olărean nu dorește să facă niciun comentariu. Fiecare cetățean și cu atât mai mult fiecare consilier local are dreptul să-și exprime opinia în mod liber. Primarul Aurel Olărean îi asigură pe cetățenii municipiului Rădăuț că activitatea primăriei nu va fi activitatea de acțiune a protestatarilor și că rămâne fidel proiectelor la care s-a angajat în campania electorală. Trecem la... Sigur, am citit și eu, am luat act de acest protest, care la această oră nu este nici măcar inedit, este un fapt consumat, publicat în ziarele județene și în alte surse de informare, să le spunem. Aș vrea să fac câteva observații. Chiar dacă nu sunt direct vizat, ca și colega dumneavoastră, să-mi permite să spun câteva cuvinte. Unul, nu cred că acest spațiu în care ne desfășurăm activitatea, cu atât mai puțin scopul activității noastre, este să corectăm, să spunem, abuzurile, fracturările și așa mai departe, tot ceea ce ține de regulă de libertatea de exprimare.
Eu cred că era mai bine să vă adresați direct printr-o intervenție, eu știu, scrisă sau verbală, postul de televiziune la care faceți dumneavoastră referire și lucrurile se reglau de această manieră. În al doilea rând, eu fac un apel la dumneavoastră, stimați colegi, membri ai Partidului Social Democrat, PNSD și respectiv PNL, să ne unim forțele, pentru că până la urmă, dincolo de culoarea politică care ne separă, cred că angajamentele față de aceeași cetățeni rămân valabile, pentru că cetățenii chiar în aceste trei luni, în care dumneavoastră observ că puneți, sau mă rog, este opinia dumneavoastră și vă respect, nerealizările pe seama administrației locale și recte implicit a noastră, a consilierilor PDL, s-a datorat și modul în care dumneavoastră ați înțeles să susține sau nu aceste proiecte, care au fost construite și prezentate până la această dată. Ce puteți spune de minciunile care s-au prezentat la televizor? Eu nu suntem noi, Consiliul Local, abilitați să corectăm, eu știu, abuzurile, dezinformările și tot ceea ce ține de modul în care o mass media sau o alta își construiește strategia și s-o susține. Nu știu dacă aici în Consiliul Local este locul. Noi nu avem Consiliul Local un post de televiziune și dacă domnul primar are un post, îl felicit, dar nu trebuie să-l folosească împotriva Consiliului Local sau să denigreze activitatea din Consiliul Local prin minciună. Și ceea ce am dovedit prin protestă, s-a folosit minciuna pentru denigrarea activității Consiliului. Adică dumnealui vrea și noi nu vrem. Și treaba asta trebuie să o știe, Rădăuțe. Da. Foarte scurt. Este următoare. Vreau să vă spun că atunci să înțeleg că proiectul de hotărâre privind premierea sportivului Bodnar Alexandru, care este semnat doar de domnul Ardelean Gheorghe și care ca inițiator îi are pe grupul de consilieri PDL, cum ar trebui să-l privim? Păi de ce l-ați votat, domnul consilier? Deci nu e vorba despre semnături. Da? Despre semnături este vorba. Atâta tot ca să vedeți liberul. Este dreptul nostru de exprimat. Dacă mi s-ar fi cerut părerea, măcar telefonic, referitor la anumite chestiuni care este obligația postului de televiziune. Noi acolo suntem blocați, noi nu este cer părerea. Noi nu suntem intervievați sub nicio formă și asta este singura formă prin care am reușit să noi să protestăm. Ar fi trebuit să fiți alături de noi pentru că s-ar putea ca acum să fie în felul ăsta. Dar cine știe ce vrem, vor mai veni? Se referă la persoana mea și trebuie să prezint punctul meu de vedere. Și a spus că nu referitor la acest protest, l-am luat într-un mod foarte serios. Vreau să vă informez, stimați cei care protestează. Am asigurat chiar pe data de 22, în fața instituției, am chemat poliția comunitară, v-am asigurat ceai, v-am asigurat de vita zona și v-am așteptat să faceți acest protest. La orice oră, după cum a prezentat domnul jurist, în comunicat, am dispus rapid un comunicat care l-am prezentat pe site-ul primăriei, l-am distribuit și l-am trimis la toate ziarele și televiziunile, iar referitor la acea televiziune de care faceți referire, nu sunt implicat și nu am nicio treabă. Cam asta a fost ședința Consiliului Local din această săptămână. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost binevoitori și mi-ați oferit puțin din timpul dumneavoastră pentru că să dezbatem în fața telespectatorilor rădăuțeni cele 10 puncte pe care le-ați semnat astăzi cu participarea dumneavoastră în ședința Consiliului Local. Vă aștept cu plăcere și altă dată aici, unde vom pune pe tapet acțiunile consilierilor și a cetățenilor rădăuțeni. Vedeți că domnul Galan îi se pare că atunci prea puțin vrea să ne mai spune ceva. Vă mulțumesc dumneavoastră și telespectatorilor care ne-au urmărit cu răbdare și, bineînțeles, probabil că ușor, ușor, se vor pune lucrurile pe roate în Rădăuți ca să simtă într-adevăr o schimbare în folosul cetățean, așa cum ai spus. Domnul Galan are o mare dreptate, el speră și este unul din oamenii care poate să pună umărul la această roată. Bună seara, la revedere!